Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem implementa în limbajul de programare Python algoritm ce rezolvă probleme întâlnite de către noi în viața de zi cu zi. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură trei numere naturale nenule, SI, P și S, unde SI reprezintă suma necesară pentru închirierea spațiului în care David dorește să își sărbătorească ziua de naștere. P reprezintă suma necesară pentru plata consumației fiecărui invitat, iar S suma totală maximă pe care David o poate cheltui. Programul va afișa pe ecran numărul maxim de prieteni pe care David îi poate invita la petrecere. De exemplu, dacă valoarea lui SI este 220, P este egal cu 76 și S egal cu 1500, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 16. La primul pas al algoritmului se calculează suma rămasă după ce a fost plătită valoarea necesară pentru închirierea spațiului și astfel valoarea variabilei S devine 1280. Aceasta este suma de care David dispune pentru a acoperi întreaga consumație a prietenilor săi. La pasul 2 al algoritmului se calculează numărul maxim de prieteni pe care David îi poate invita la petrecere, ca fiind câtul împărțirii lui S la P. În codul Python prezentat se utilizează variabilele SI, P și S. Se citesc de la tastatură valori corespunzătoare acestor variabile. Se calculează în variabila S suma rezultată după ce a fost reținută chiria spațiului în care se desfășoară petrecerea. Se utilizează variabila nr invitat și îi se atribuie numărul maxim de prieteni pe care David îi poate invita la aniversarea zilei sale de naștere, ca fiind câtul împărțirii lui S la P. La finalul codului, cu ajutorul comenzii print, se afișează valoarea variabilei nr invitați, precedată de un mesaj informativ. La execuția codului, dacă de la tastatură se citesc valorile 220, 76 și 1500, atunci valoarea afișată pe ecran va fi 16 și va fi precedată de un mesaj informativ. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură trei numere naturale S, C și A, unde S reprezintă suma pe care David dorește să o cheltuiască pentru a cumpăra ciocolate sau acadele care au prețul pe bucată C, respectiv A. David poate să cumpere fie ciocolate, fie acadele, cu condiția să cheltuiască întreaga sumă. Programul va afișa pe ecran mesajul ambele, dacă David poate alege să cumpere sau ciocolate sau acadele, ciocolate, dacă David poate cumpăra numai ciocolate, acadele, dacă David poate cumpăra numai acadele, nimic, dacă David nu poate cumpăra nici ciocolate, nici acadele. De exemplu, dacă valorile de intrare sunt 220, valoarea unei ciocolate este 5 și valoarea unei acadele este 10, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul ambele. Dacă S egal cu 225, o ciocolată costă 5 lei și o acadea 10, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul ciocolate. Dacă S 220, o ciocolată costă 3 lei, o acadea costă 10 lei, atunci, în urma execuției programului, se afișează mesajul acadele. Iar dacă S 220, C egal cu 3 și A egal cu 7, atunci în urma execuției, va fi afișat pe ecran mesajul nimic.
să urmărim cele patru situații posibile în care ne putem încadra. Dacă suma S se împarte exact atât la valoarea C cât și la valoarea A, ne vom afla în situația 1, când S egal cu 220, C egal cu 5, A egal cu 10. În cea de-a doua situație observăm că suma S se împarte exact numai la valoarea lui C și atunci vom afișa mesajul ciocolate. În cea de-a treia situație vedem că 220 se împarte exact numai la A, iar în cea de-a patra situație observăm că suma S nu se împarte exact nici la valoarea A și nici la valoarea C și atunci mesajul afișat va fi nimic. În codul prezentat se utilizează variabilele S, C și A și cu ajutorul comenzii input se vor citi de la tastatură valori de intrare pentru aceste variabile. Se utilizează structura alternativă IF pentru a identifica în ce caz dintre cele patru menționate anterior se încadrează valorile de intrare. Dacă valoarea variabilei S se împarte exact atât la valoarea variabilei C, cât și la valoarea variabilei A, atunci mesajul afișat de program, cu ajutorul instrucțiunii print, este ambele. Dacă valoarea variabilei S se împarte exact numai la valoarea variabilei C, atunci mesajul afișat va fi ciocolate. Dacă valoarea variabilei S se împarte exact numai la valoarea variabilei A, atunci mesajul afișat va fi acadele. Dacă valoarea variabilei S nu se împarte exact nici la valoarea variabilei A și nici la valoarea variabilei C, atunci mesajul afișat va fi nimic. Să observăm ce se întâmplă la execuția programului prezentat anterior pentru cele patru situații posibile. În prima situație, mesajul afișat este ambele. Pentru a doua situație, mesajul afișat este ciocolate. Pentru a treia situație va fi acadele, iar pentru ultima situație va fi nimic. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python, care citește de la tastatură trei numere reale, PP, PD și S, unde PP reprezintă prețul de pornire afișat de o companie de taxi, PD reprezintă prețul solicitat de companie la nivel de kilometru, iar S suma plătită de un client. Programul va afișa pe ecran lungimea cursei efectuate de către client cu respectivul taxi. Restricții și precizări, PP, PD și S sunt numere reale nenule. De exemplu, dacă PP are valoarea 3, PD are valoarea 2,5 și S are valoarea 20,5, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 7, ce reprezintă numărul de kilometri parcurși în cursă. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți implementa algoritmi într-un mediu de programare, în scopul rezolvării creative a unor probleme având caracter aplicativ.